Avatar poate continua în foarte multe feluri și actually deja avem 3 filme anunțate care vor extinde mai mult acest univers. Dar cu toate acestea există o mulțime de direcții în care poate merge această serie, iar azi vreau să vorbim despre acestea. Fac și clipuri despre lumea din Avatar, The Last Airbender, aici pe canal, și Korra, bineînțeles. Deci puteți pulbera buton de like, cele subscribe, dați clopoțelul pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Danistan care zice: teren, vreau un clip. Ok, domnule, de la firul ierbii, intrați la începutul clipului. Sunt o mulțime de lucruri despre care nu știm anumite detalii atunci când ne gândim la Avatar. De aceea povestea poate merge în foarte multe direcții. Unul dintre lucrurile pe care am putea să le vedem ar fi povestea lui Zuko de a se reuni cu mama sa. Ursa este un personaj foarte important în dezvoltarea lui Zuko, iar dacă povestea zisă în benzile desenate despre relația dintre Zuko și mama sa ar fi produsă sub forma unui series sau unui film, lucrurile ar fi interesante din multe puncte de vedere. Un alt lucru care ar putea fi dezvoltat mai mult ar fi războiul de 100 de ani pe care îl pornește națiunea focului atunci când următorul Avatar dispare. Sunt 100 de ani de istorie pe care seria nu îi explorează, deci acest lucru ar putea fi făcut într-o serie sau chiar într-un film. Povestea lucrurilor care se întâmplă în acest război ar putea fi foarte interesantă de urmărit. Seria ar putea să continue și cu povestea avatarilor care au urmat după One, primul avatar. Ar fi interesant să aflăm mai multe despre modul cum abilitățile avatarului trece de la o persoană la alta și probabil că One face niște reguli atunci când își stabilește moștenitorul. Aceste detalii ar putea fi și ele o direcție de urmat pentru serie. O altă poveste nespusă în lumea Avatar este ce s-a întâmplat mai departe cu personajele din Avatar, și anume cu The OG Team Avatar. Nu ni se prezintă detaliile cu privire la ceea ce s-a întâmplat cu aceste personaje, iar toate detaliile pe care le aflăm de-a lungul Avatar Korra sunt destul de trunchiate așa. Actually, ar fi fain să vedem ce s-a întâmplat în perioada dintre Avatar Aang și Avatar Korra, pentru că așa ni s-ar prezenta aventurile acestor personaje. Bineînțeles, introducerea unui avatar este oricând o direcție pe care seria o poate avea în vedere. Un avatar nou cu personaje noi ar putea fi o idee pe care creatorii o vor avea în vedere și, de ce nu, ar putea fi chiar fain de urmărit. Iar dacă tot am vorbit despre Avatar, ia bag un tep aici să vezi ce se mai întâmplă cu avatarul celor de la Netflix. Devine el mai matur? Ia bagă un tep chiar acum.